Atacul asupra uzinei are loc la 2 săptămâni după retragerea rușilor din Kiev. Viața în cartierul Darnitsky, de pe malul stâng al Niprului, abia începea să-și reia cursul obișnuit. De dimineață, explozii puternice le-au reamintit oamenilor că războiul nu s-a terminat. Locuiesc aproape de un obiectiv militar, o uzină de armament. Și asta îi sperie și mai mult. A fost ca la cutremur, ne povestește Svetlana. Nu, где-то, наверное, около 7 утра. А вот дым с окна и кровать колыхнула, так что аж... Оксана locuiește și mai aproape, la doar 300 de metri de fabrică. Tocmai pregătea micul dejun când s-a produs atacul. Сегодня утром я мужу в 6 утра готовила завтрак. У меня коты дома на подоконнике сидели. Ну я вместе с ними наблюдала за, ну, за природой на улице. Oamenii spun că s-au speriat, dar chiar și așa, cei mai mulți refuză să plece. Tamara stă în Darnitsky de mulți ani. Aici are casa, aici e locul ei de muncă, iar sentimentul solidarității e mai puternic decât teama. Ну як, як боїмося, звичайно боїмося, куди ж не це, але є старі люди, в яким немає за що покупати їду і все, то треба доставляти ці гроші, доставляти. Боїмося, і що ж боїмося, і ми не можемо оставити людей, щоб вони були без нічого. Imediat după atac, zona a fost împânzită de militari și poliție. Echipei TVR nu i s-a permis să se deplaseze și să filmeze ce vrea. Uzina militară este foarte aproape de noi, însă nu poate fi filmată direct. Militarii ucraineni ne-au rugat să luăm cadre neutre, strânse, fără să localizăm. Unul dintre ei a venit chiar la noi și a stabilit el cadru cu doamna Tamara, poștărița. Locuitorii cartierului au aflat exact ce s-a întâmplat doar după ce primarul Kievului, Vitali Klitschko, a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Cei mai în vârstă spun că deja s-au obișnuit. Boris nici măcar nu se mai grăbește să se ascundă la subsol. Baște, я родом звідти, з-під Чорнобиля. Так що я знаю, що все дуже добре. І все там пережив Чорнобиль. Ну, я, правда, київський, зараз в Києві, а там родився там. Ну, це ми відчували і знали, що ще вони не заспокоїлись. După retragerea rușilor de acum 2 săptămâni, mulți oameni din Darnitsky fugiți în grabă din calea războiului, se întorc să-și refacă viața chiar sub amenințarea rachetelor, spune Nadia. Nadia e fotomodel, călătorește mult, dar ne spune că nu se va stabili în altă parte. На этой улице было слышно выбухи прям очень сильно, так чтобы дом содрогал где-то раза 4. Вот. Вообще ночью, в особенности, это все происходило ночью, и они, скажем так, вот ты просто спишь, и ничего ты себя не появляется, и вот в 5 часов утра взрывы, прям так, что дом содрогается, и ты просыпаешься от страха. И думаешь, идти ли в бомбоубежище или нет, остаться или пойти в ванну спрятаться. То есть очень все сложно. Поэтому я могу понять людей, которые выезжают с Украины. Atacul de la uzina de armament din Kiev e considerat un răspuns la scufundarea navei Amiral Moskva. Potrivit autorităților ucrainene, la această uzină erau produse rachetele Neptun, care ar fi fost folosite pentru a distruge nava rusească. Tot dimineață, rachetele rusești au lovit și o uzină producătoare de vehicule blindate din Mykolaiv.